Așadar, bună dimineața, Măriuca, și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Suntem din nou împreună și așa cum ne-am obișnuit fiecare dată, cu gândul cel mare și cu toată încrederea că Dumnezeu ne ajută și astăzi să facem o lecție frumoasă, începem cu rugăciune, așa cum ne-am obișnuit. Așadar, Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin. În numele Tatălui, a Fiului, a Sfântului Duh. Amin. Doamne, ajută-ne, Doamne, să facem lecții frumoase. Așadar, cu toată încrederea, ca atunci când ne apucăm un lucru de care suntem siguri, prin datorită ajutorului Dumnezeu, pornim să facem din nou de repet o lecție frumoasă. N-am șters, Măriuca, tabla, pentru că ceea ce am descoperit ieri mi se pare foarte, foarte important. Deci, spune tu, iată, e scris aici, are prioritate paranteza în fața ordinii. Iar cât privește ordinea, întâi face înmulțirile și împărțirile și pe urmă adunările și scăderile. De ce înmulțirile întâi? Pentru că dacă mai întâi facem adunarea și după aia înmulțirile... Cu un exemplu mai bine. Da, în fine. Așa, da. Mai bine cu un exemplu. Deci tu vrei un exemplu. Foarte bine, că asta trebuie să înțelegem. Tu ai priceput foarte bine când am zis 3 plus 7 ori 2 egal cu? Metoda corectă ar fi 3 plus 14, deci 7 plus 7. Așa. Dar dacă noi mai întâi facem adunarea 3 plus 7, e 10 ori 2. Exact. Am modificat factorul. În loc să fost 7, acum va fi 10. Da. Da? Deci, în clipa în care nu știm foarte bine chestia asta și spune tu insistă pentru prietenii noștri. Deci, corect, da? Corect este să facem 3 plus 14 și egal cu cât face 17. Bine, da? Așa e bine. Bine. Iar dacă cumva să nu faceți niciodată asta, adică neatentul? Deci sau? Neatentul. Gigel neatentul. Da? Gigel neatentul face 3 plus 7, da? Și face 10 ori 2. El a modificat, nu o să fie 7 ori 2, 10 ori 2 acum și face 20. Fals. Deci așa ceva să nu faceți niciodată. Când Gigela are dreptate? Când e paranteză. Așa. La 3 plus, 3 plus 7 ori 2, atunci Gigele, atunci ai tu dreptate că paranteza este cea care anunță. Întâi faci 3 plus 7 și pe urmă mulțești cu 2. Adică îți dă voie să modifici factorul ăsta. Da. Abia acum spui 10 ori 2 și e 20. Abia așa. Paranteza, prezența parantezii face ca să schimbăm ordinea. Da? Prezența parantezii, exact cum am spus, schimbă ordinea efectuării operațiilor. Foarte, foarte important. Și plecând cu chestia asta, am descoperit minunata idee să recunoaștem încă o dată. Bucuria mea a fost maxim ieri, pentru că nici eu am acceptat această, cum să spun, definiție că atunci când am de făcut 3 ori 2, 3 la a doua la a patra, trebuie să iau din sus în jos. Acceptasem asta. Dar nu știam de ce e bine să încep mai întâi 2 la a patra
Și pe urmă, rezultatul, deci așa știam că e bine, 2, 3 la puterea, 2 la a patra, care face 16. Da? Nu știam de ce trebuie să fac așa. Știam că e bine. Dar dacă veți avea 3 la a doua și primă totul la a patra, iată prezența parantezei, Măriuca. Este spectaculos. Prezența parantezei schimbă ordinea. Adică fac mai întâi 3 la a doua. Adică o iau de jos în sus. Da? O iau de jos în sus pentru momentul acesta. Prezența parantezei îmi spune să o iau așa. Mai întâi fac 3 la a doua ca să văd baza pentru exponentul 4. Și dacă am dreptate, paranteza asta este cea mai puternică dintre toate. O, mare dreptate ai! Mare dacă dreptate! După aia avem aia pătrată, după aia acolo, deci, da. Uite că, vezi, marea mea bucurie este că în discuția cu tine tu vii și lămurești sau, dacă vrei, provoci discuții de acestea foarte, foarte importante. Așa că aici, 9 la 4, cât va face, nu știu, vine 81 ori 81, nu? Așa ar veni, 9 la 2 face 81 ori 81, rămâne să facem calculul să vedem exact. Care e deosebit 3 la 16. 3 la 16 e mult mai mare. Face 3 ori 3 de 16 ori, deci 3 la 16 este cu siguranță mai mare decât 81, adică 9 la 4. În concluzie, una este să o luăm de sus în jos și creează o valoare mult mai mare față de jos în sus, care este cu totuși un alt rezultat. Numai prezența parantezei acesteia, așa cum prezența parantezei mai devreme a schimbat totul. Și dacă vrei, Măriuca, hai să facem și o scară și mai interesantă. Aș vrea să ne gândim la scara următoare. 3 la 2 la 2, nu, la cât să zic, la 3, 0, la 2. Deci o scară de aceasta. Cu câte termene aici? 4. Cu 4 termeni, da? Cu 4 numere. 3 exponenți și o bază. Așa, fără nicio paranteză, dictează-mi tu cum ar fi corect. Acum, după ce știm. 3 la 2 la 6. 3 la 2 la? A 6. Nu? La 3 la 2. A, 9. Abia acum, din vârf, am făcut prima. La 9. Care e egal acum mai departe. Deja 9? Da, păi 3 la 2 asta. Deci 3 la 2 asta m-a dus la 9. 2 la 9. Și 2 la 5 3 era... la puterea. 6. Acum facem preces 2 la 9. Era 600 și ceva, parcă. 512, parcă. 512. Ia vezi, așa mi-amintesc eu. Deci, ar fi 2 la a 4-a, nu, nu, și 2 la 5-a. 2 la 4-a era parcă 16. Da. Și 2 la 5-a cât? 32. Da. Nu? E încă 16 încă o dată mulțit cu 2. Și 16 ori 32 mă duce la 512, așa mi-amintesc. Deci... Ia zi dacă este așa. 16 ori 32. Bine, acum fac. 3 ori 6, 8. Așa, 2, 1, 5. 512, da. Deci corect este 3 la puterea 512, care este un număr... Trebuie să minte asta, că poate îmi vine în folos. Deci este un număr foarte, foarte mare. Nu mai îmi propun să calculez pe 3 la 512 pentru că... Hai, te pun eu, hai! Nu, n-am nicio șansă. Nu poți, nici nu-l poate exprima. Să zic 3 ori 3 ori 3 ori 3 de 512 ori,
De un număr extrem de mare pe care eu nu mai pot citi. Nici măcar nu-l poți citi. Foarte tare este. Dar hai să-mi plasezi tu, deci să-mi plasez paranteze care să mă determine, să o iau de jos în sus. Deci aici a fost toată judecata pentru a merge de sus în jos în toată povestea asta. Și insist, plasează-mi acele paranteze pentru 3 la a doua, la a treia, la a doua, încât să fiu în stare să o iau de jos în sus. Deci paranteza aici era 3. 3 simplu nu. Măcar 2 să fie, 2 termeni. Deci 3 la a doua. Deci 3 la a doua pun o paranteză rotundă. Aia cealaltă 3 la a doua în paranteză. Și pe acum pun o paranteză dreaptă pentru 3-ul ăsta. Foarte tare. Deci paranteza asta rotundă îmi spune. Pe și 2-ul? Și 2-ul, și 2-ul încă o paranteză acoladă, nu? Cum ar veni? Da. Nu. Paranteza, după aia paranteza. E suficient atâta. E suficient atâta 2-ul aici. Pentru că paranteza asta, cred că ai tu dreptate. Și el acolo ad așa. Așa, Măriuca, așa trebuie făcut. Aceste trei paranteze îmi spun că pot să o iau de jos în sus. Deci de jos în sus. Și egal deci dacă cu... sunt mai mulți termeni, ce faci? Deci dacă sunt mai mulți termeni, folosesc tot paranteze, poți folosi rotunde, rotunde, că se subînțelege. Da? Deci tu mi-ai ridicat din nou o problemă frumoasă, adică dacă nu mai am alte tipuri de paranteze, da? Când nu mai am decât rotunde... Inventez eu! Într-un fel inventez tu, adică aș zice așa, să știi că tot aceleași lucruri l-am și prin 3 la a doua, totul la a treia, totul la, tot rotund o fac, totul la, o fac mai mare, știi? Și atunci anunț totul la a treia și totul la, ia uite așa, la a doua, în care am folosit numai paranteze de care, numai paranteze rotunde, dar mesajul este clar că merg de jos în sus acum. Arată ciudat, arată. Arată ciudat, dar parcă mai plăcut ochiului este varianta asta. Dar eu ar trebui să-ți răspund la întrebarea ce mă fac dacă am o scară mai multă, cu mai multe cifre și vreau să transmit mesajul că de jos în sus merg. Răspunsul este că folosesc paranteza rotundă de câte ori ca să mă tot urc până când ajung acolo. Și care ar fi răspunsul aici? Răspunsul ar fi 3 la a doua, totul la a treia, face cât? 3 la a doua, totul la a treia, înmulțim. 3 la a șasea. Da. Și totul la a treia asta. Da. Și totul la a doua, care face egal cum? 3 la 18-a. Așa, totul la? Totul la a doua. Și care face cât? 3 la 36? 3 la puterea 36, corect. 3 la 36 față de cât? Cât ne-a dat noi pe situația care, în care n-am avut paranteze? Ne-a dat 3 la 500... Da, 3 la 512. 3 la 512. Cât de mic este exponentul. Doar dacă merge dintr-o direcție opusă. Îți dau numărul. Vezi cât ce greșeală imensă se poate face când mergem neînțelegând. Nici măcar nu ai sofiat ca să zici că ai scris greșit. Da, Măriuca. Am pus la punct cu ocazia discuției acesteia cel mai important lucru pe care nu-l vei găsi nici într-un manual. Deci în clipa asta eu mi-asum răspunderea spunând că nici într-un manual nu vei găsi ceea ce am discutat noi acum. Un pariu? Da, da. Nici într-un manual. Pentru că nici eu nu mă gândeam să mă duc la mai mulți exponenți
Nu m-am gândit să vă mai spuneți. Merge în manualele când ieșiți, găsești așa 1, 2 sau 2 sau 3 exponențe. Noi ne-am gândit la 4 și la 5 cu atât mai mult și schimbarea ordinii. De jos în sus înseamnă prezența parantezilor, care vine împotriva ordinii care trebuie de sus în jos. Deci fără paranteze, de sus în jos, dovedi de noi. De jos în sus, neapărat paranteze. Superb, superbă discuția asta. Așa că pentru toți prietenii noștri le spunem ceea ce am făcut noi aici este un spectacol și voi, cei care nu știați asta, nu numai că am și clarificat lucrurile acestea, dar am dovedit, am demonstrat. Pentru că fără nicio paranteză, 3 la 2 la 4 înseamnă așa, 3 la ceva. Cine este acel ceva? Păi calculează-l. Da? Calculează-l. Semnul de întrebare acesta trebuie să-l rezolvăm. Deci trebuie să-l rezolvăm pe el întâi. 2 la 4. Și de aceea zicem, e corect, 3 la puterea, 2 la 4, care e 16. Da? Pe când, dacă tu nu știi, dragul meu, că de sus în jos se ia și ai făcut greșeala că zici 3 la puterea, 3 la a doua și pe urmă totul la a patra, ai dat totul peste cap, că face 9, ca și cum ar fi paranteză, da? Deci luând-o de jos în sus, 3 la a doua, totul la a patra, înseamnă așa 9 la a patra, care e diferit, Măriuca. Că aici mai pot spune fostul 3 la a 16, pot spune 3 la a doua, totul la a opta, care face 9 la a opta. 9 la a opta pe varianta corectă și 9 la a patra pe varianta greșită. Deci, tu dacă nu știi că trebuie luat de sus în jos fără paranteze, vei face întâi pe culoarul ăsta, 3 la a doua, adică 9, și îți rămâne 4. Și te duci de jos în sus, asta e varianta de jos în sus, care e greșită, fără paranteze, și varianta corectă este asta de sus în jos. Da? De sus în jos pentru egalul de aici. Deci să ținem minte, dragilor, nu mai greșim niciodată. Fără paranteze, de sus în jos. Cu paranteze, putem schimba ordinea și o facem de jos în sus. Așa asta este descoperirea perfectă, dovedită, demonstrată. Și cei care nu știu și o face, să știi că foarte mulți copii și foarte mulți, chiar și profesori, eu mi-asum răspunderea că spun, și chiar profesori, vor lua-o, cei care știu o iau mecanic, de sus în jos, iar care nu știu, zice, eu zic 3 la 2 și fac calcul și pe urmă la a patra, o iau de jos în jos. Asta sunt paranteze. Ca și cum ar fi paranteze, da, Mărica, ca și cum ar fi paranteze. Asta e grav, foarte grav. Nu degeaba am insistat aici. Pentru că eu mărturisesc că este filmul făcut, eu însumi nu știam justificarea. Eu știam până acum doar că atunci când am scară, o iau de sus în jos și nu am paranteze. Dar nu știam justificarea. Acum că am dovedit-o, de aceea trăim bucuria aceasta. Păi, cine ți-a dat ideea? Păi cine? Chiar, insist acum, cine mi-a dat ideea? Ideea, ai văzut-o când m-am apucat de lucru și încă nu mi-era clar. Și în timp ce discutam cu tine, atunci mi s-a clarificat odată rugăciunea. Că eu am atâta încredere că de acolo vine toată inspirația. Deci totdeauna Duhul Sfânt mă inspire pe mine. Așa se întâmplă, dacă îmi pun încredere. Dar dacă nu îmi pun încredere, nu vine. Și rămân pe afară. Și ai început să faci, pentru că am zis eu ceva de paranteză. Da, mi-ai sugerat tu. Pentru că tot Duhul Sfânt, aflându-mă pe mine, au vrut să te pune în evidență pe tine.
cu așa asta, pune paranteze. Tu spunând ceva care nu aveți, nu se prea legat foarte bine, dar ideea că paranteza schimbă semnul, schimbă sensul, să spunem. Schimbă semnul. Semnul, nu, sensul acela a ordinii operațiilor. De și de aici, toate discuții noastre. De ce te știți apropiată numele astea? Te confuzi. N-am înțeles. De ce sunt așa de apropiate numele astea? Sensul parantezilor și semnul, am zis, nu? Cele două cuvinte pe care le folosim au aceeași rădăcină, să zic așa. Deci încep cu S și cu litere sau două și pe urmă o iau în stânga și dreapta și ele vor transmite mesaj diferit complet. Una este sensul și alta este semnul. Vezi, Dumnezeu ne-a lăsat și posibilitatea asta de a ne putea înțelege folosind limba. Limba. Ți-ai închipuit vreo clipă ce înseamnă să nu ai limba funcțională? Care limba? Limba, uite chiar asta, care produce sunete. Deci organul acesta care a fost lăsat de Dumnezeu pentru ca ceea ce gândim, gândurile să fie posibil să le poți exprima cu ajutorul limbii. Ce? Deci gândurile acestea care ne vin, gândurile, ideile care ne vin, le putem exprima și le putem transmite celuilalt folosind limba. Altfel, am văzut un filmuleț, hai să-ți povestesc, am văzut un filmuleț a doi gemeni, mici, bebeluși, care își comunicau unul altuia și stăteau să uitau unul la altul, ei aveau limba lor, dar nu spunea adică ta-ta-ta-ta-ta-ta, altul ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta și folosea și mimica și gestica, adică cu mânuțile, s-a plecat până la jos, celălalt îl urmărea foarte atent. Deci orice bebeluș poate învăța orice limbă, indiferent cât ar fi de grea, și tu ai făcut dovada clară că ai învățat engleză așa, să spunem, mai de timpuriu, fără ca cineva să-ți predea ție lecții. Da? Deci ai folosit auzul și văzul, urmărind filmulețe ce ai văzut tu și cuvintele acelea le-ai găsit în sensul cu adevărat. Și tu te-ai trezit deodată în posesia limbii engleze, vorbind limba engleză cât se poate de bine, cât se poate de bine și fără să fi luat lecții de engleză. Da? Deci asta este tot o lucrare dumnezeiască, este minunat cum acolo Dumnezeu a dat posibilitatea folosind acest organ care seamănă limba, care prin mișcare produce vibrații și prin deschiderea gurii, mai mare, larg sau mai puțin, și scoatem sunete. Sunetele acelea pe care tu le înțelegi. Eu îți vorbesc și acum din Bacău și tu din Otopen mă înțelegi acolo, acum. Asta este extraordinar. Merg mai departe și să clarificăm tot ce trebuie în legătură cu ordinea. Acum, noi, până în clasa a patra, am vorbit de ce? Ca ordine. Înmulțirea și împărțirea au prioritate față de adunare și scădere. Acum e clar pentru toată lumea și tu știi de ce. De ce înmulțirea are prioritate? Pentru simplul fapt că dacă ai făcut adunarea înainte, e ca și cum ai pus-o în paranteză, de fapt ai modificat unul din factorii. Că la mulțire am doi factori. Și unul spune de câte ori adun pe celălalt. Asta. Dar dacă ai făcut adunare, înseamnă că unul din factori a fost modificat. Și atunci am văzut practic și așa mi-ai spus, hai să vedem practic. Și am înțeles foarte bine asta. La fel, în loc să faci scăderea, tot așa, dacă scazi din unul din factori, înainte de a face înmulțirea, e mutat factorul celălalt. Deci adunarea și scăderea rămân la urmă, după ce ai făcut înmulțirea și împărțirea. Dar, în clasa a 5-a, acum a mai apărut o operație, ridicarea la putere. Deci, dacă tu
ai de făcut 2 la 3 pentru toți prietenii noștri, știu asta. 2 la 3 înseamnă 2 ori 2 ori 2. A apărut scrierea asta din nevoia de a nu scrie 2 ori 2 ori 2 ori 2 de nu știu câte ori, ci de câte ori se mulțește numărul 2 prin el însuși, îl scrie un pic mai sus. Și acela se cheamă exponent. Da? Deci o altă operație... Mai sus și mai mic. Deci o altă operație de scriere concentrată. Concentrată. A înmulțirii repetate este operația de putere. Deci tot dintr-o nevoie practică a apărut. Și acum întrebarea. Dacă apare 5 ori 2 la a 3 deci apare 5 ori 2 la a 3 egal cu. Ce să facem acum? Ce să facem? Să facem înmulțirea 5 ori 2 și primul la a 3? Nu, că nu așa se înmulțesc două puteri. Dar motivul ăsta este pentru că într-un mod normal trebuie să fie 5 ori. 2 ori 2 ori 2. Adică am transformat totul într-o înmulțire a lui 2 repetată și de aici fiind la în mod egal, facem ce? Facem operațiile care se pun și face aici 8 ori 5, 40. Dacă am înțeles asta, nu vom spune că este egal semn de întrebare, 5 ori 2, adică să facă mulțirea și primul la a treia. E o mare prostie. Deci cine face așa 10 la a treia, a greșit. Da? 10 la a treia, tocmai o trăsnaie maximă aici. 10 la a treia face 10 ori 10 ori de 3 ori face 1000. Față de 40, hop, ce înseamnă asta? Când ar fi, dacă și 5 ar fi la a treia, dacă 5 la a treia, ori 2 la a treia, așa da, dragilor, așa da, fiindcă și 5 are obligația de a fi la a treia și 2 la a treia, voi spune 10 la